Bună ziua, domnilor și domnilor! Haideți să vă arăt astăzi un ritual pentru a, a, avea prosperitate și a vă împlini dorințele dumneavoastră în această săptămână mare, da? în vinerea mare ce aveți de făcut și a, joi să vedem. Deci, prima dată vă arăt pentru vinerea mare, da? Așa, bun o să aveți nevoie în vinerea mare să aprindeți o lumânare albastră pentru uh, Arhanghelul Mihail sau o lumânare albă pentru dorințele dumneavoastră. Trebuie să vă iertați pe dumneavoastră și vă să cereți iertare și să știți să iertați pe cei de care v-au greșit. Da? pentru a vă conecta mai bine cu Dumnezeu trebuie să iertați. Vă trebuie apă sfințită să beți vineri dimineața puțină apă sfințită vă faceți cruce și beți apă sfințită pentru a vă curăța de energiile dinăuntru. Faceți o cruce la ușă cu din asta de v-am învățat eu să faceți de ou, da? cu coajă de ou. Sfântă, sfințită, cu apă sfințită de v-am învățat să faceți Este video o să apară și pe ecran Deci faceți o cruce la ușă cu această vineri, da? Și după aceea puteți să curățați casa cu naftalină și apă, da? Îngăleată și dinăuntru, de la ultima cameră, înspre ușă, înspre afară, da? Pe jos, trebuie să faceți, să, să, curățați toată casa. După ce curățați, puteți să dați cu apă de flori, cu apă sfințită, da? Și să aprindeți o lumânare albă. Puteți să, dacă aveți rudă, este foarte bine, puteți să o ardeți prin casă pentru a vă elimina toate energiile negative. Apoi, după ce faceți această curățenie și ce v-am învățat, puneți șapte, într-un pahar, puneți șapte măsline, o laifă, măsline, da? Trei. Imediat. Patru. 5, 6 și 7. 7 măsline le puneți într-un pahar și puneți pe ele vin roșu. Da? Uh, nu trebuie șampanie, să nu fie șampanizat, să fie vin roșu, da? Vin normal. Vin normal, să acopere măslinele vinul, da? Și uh, o să acoperiți dumneavoastră cu un uh, cu un uh, șervețel alb, o să acoperiți acest vin, așa, și o să lăsați toată noaptea, de vineri spre sâmbătă, vinerea mare, și bineînțeles că pe o hârtie o să vă scrieți imediat vă arăt, o hârtie. O să vă scrieți toate dorințele care le aveți. Cu ce fel de pix vreți dumneavoastră? Albastru, nu contează, da? Vă scrieți dorințele care le aveți dumneavoastră cu pix albastru. Și în același timp, în acest pahar, o să puneți dumneavoastră o piatră. Deci o luați o piatră de care vreți dumneavoastră, pirită ochiul tigrului, ce piatra aveți și puneți în pahar. Da. Uh, scrieți apoi uh, toate dorințele, dorințele, sănătate. Da? Sănătate, uh, examen. Să reușești la examenul respectiv. Ce dorințe aveți, scrieți și uh, pentru copilul, pentru, da? Ce vreți dumneavoastră și puneți așa parul deasupra, aprindeți o lumânare albă și cereți ce doriți. Și a doua zi dimineață, de sâmbătă dimineață, puteți vinul să-l beți, să mâncați uh, măslinele sau puteți să vă spălați cu vinul și puteți folosi măslinele, da? Deci uh, nu trebuie aruncate. Pentru că sunt o. cum să spun, sunt. nu este niciun rău, nici o. nu cereți nimic rău. Deci, nu să fie roșu. Așa. După aceea, în Joia Mare, dacă dumneavoastră aveți procese legale, aveți probleme cu legea, cu justiția, cu. aveți ceva care trebuie să rezolvați cu acte, aveți persoane, deci aveți ceva. Ca să vă meargă totul mai ușor, vă trebuie o luminare violetă. Violetă, nu știu dacă se vede. Violetă aici. Uh, această luminare violetă, vă scrieți numele dumneavoastră pe ea. Deci, cum vă cheamă, scrieți pe ea. Da? Uh, și după ce vă scrieți numele și prenumele, aprindeți luminarea violetă, Joia Mare, Joia Mare, și o lăsați să se consume. Și după ce se consumă, uh, pur și simplu îngropați resturile și uh, în timp ce se consumă să vă gândiți și să uh, doriți foarte mult uh, să se rezolve această problemă care o aveți. Doar atât, doar o lumânare uh, movă vă trebuie pentru a vă schimba energiile, da? Este... Lunarea movă este uh, violetă, este foarte foarte bună, foarte uh, bună pentru uh, a rezolva unele probleme. Dacă aveți, dacă aveți, proces legat, spuneți proces cu persoana respectivă să se rezolve în favoarea mea, veți câștiga acel proces, da? Sau am uh, procesul respectiv uh, pentru bani, pentru să, deci, dacă știți numele persoanelor să reușesc, să învingă acele persoane, să fiu deasupra lor să câștig, da? Deci scrieți pe lumânare ce vreți, da? Și lăsați lumânarea să se consume. Cam așa uh, au fost sfaturile ce vi le-am dat. Uh, cu apa cu naftalină să faceți pentru că este o curățare de energie, pentru că vinerea mare se fac cele mai rele vrăji, se pot face, da? deci uh, cele mai uh, efective, cele mai eficiente. Că iarăși îmi spuneți că nu vorbesc bine. <hâng> Așa? Uh, rele, deci cele mai rele vrăji puternice se fac vinerea mare Dar de asta trebuie să vă protejați Și este bine și să faceți o baie cu uh, apă Puneți apă la fiert și un uh, o căpățână mare de usturoi în apa respectivă Și cu apa aceea să vă clătiți, da? Ca să vă... Uh, puțin să vă... Eliberați de energiile care pot, vă pot fi transmise dacă credeți că aveți așa ceva. Da. Asta am vrut să vă arăt. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video!